Salut, prietene! Mulți dintre voi probabil că deja ați văzut aceste videouri virale cu leoparzii care fură câinii de la casele oamenilor. Noi am căutat și am mai găsit o porție de videouri pe care încă nu le-ați văzut. Haideți să nu pierdem timpul prea mult! Puneți un like și să începem! În aceste imagini însă totul e destul de standard. Cel mai puternic îl atacă pe cel mai slab. La început câinele stătea liniștit, când dintr-o dată, de după colț, a apărut un leopard mare. O mișcare și câinele a ajuns în fălcile prădătorului. Încă câțiva câini s-au apucat să-i urmărească, dar era prea târziu. Plus că e imposibil să faci față unui motan mare, sălbatic și flămând. După schema deja cunoscută, leopardul s-a apropiat și a atacat câinele care nu bănuia nimic. S-a început o luptă inegală în care desigur că prevala leopardul. Acesta s-a înfipt în gâtul câinelui. El nu voia să se lase bătut și lupta pentru viața sa. După ceva timp, cineva din oameni a ieșit la gălăgia care se auzea în curte. Leopardul s-a speriat și a fugit, iar patrupedul chiar s-a aruncat după el. Haideți să vedem următoarele imagini. Leopardul a ieșit la vânătoarea de noapte. E timpul perfect pentru a ataca un animal domestic pe care nu îl va proteja nimeni în acel moment al zilei. Dar în imagini, prietenul omului a avut noroc. Leopardul deja îl sufoca și se părea că nu mai are șanse. Dar în acel moment, probabil că cineva din oameni sau a deschis ușa sau a ieșit afară pur și simplu. Leopardul a fost distras de sunetul străin, s-a pierdut și a fost nevoit să fugă. Stăpânii sigur își iubesc patrupedul și îl apreciază. Câinele se află în casă, îngrădit de o construcție din fier. Observați cât de încet și atent se apropie de el leopardul. Câinele se trezește abia în ultimul moment. În primul video putem vedea un comportament atipic și straniu atât al prădătorului cât și a prăzii. Se creează o impresie că de fapt câinele a atacat leopardul, nu invers. Se vede cum l-a înșfăcat de cap și chiar l-a sfâșiat un pic. Probabil că leopardul era rănit. El de parcă aștepta ceva. Într-un moment dat s-a rupt din colții câinelui și a fugit. Prieteni, nu știm de unde și cum a apărut acest video și cum leopardul s-a aflat închis într-o încăpere cu un câine. Dacă aveți vreo presupunere, scrieți-ne în comentarii. Încă o vânătoare de noapte asupra unei prăzi slabe, care dormea și era și mai vulnerabilă. Probabil că mulți dintre voi v-ați întrebat de ce oamenii nu-și închid câinii în case, știind că pe alături se găsesc leoparzi. Nu știm răspunsul la această întrebare, dar există o părere că pur și simplu nu-și dau interesul să facă asta și nu le pasă. Scrie-ne părerea ta despre asta în comentarii. Uneori leoparzii au atât tupeu că se bagă nu doar în curțile oamenilor, ci și în garaje, case și alte spații. De data aceasta, eroul videoului nu s-a rușinat și a intrat într-o încăpere unde și-a găsit cina. În imagini nu se vede momentul atacului și videoul original e pus pe fast forward. Se vede doar cum bicicleta care stătea în picioare cade la pământ. Probabil că în acel moment câinele lupta pentru viața lui. Lupta a fost pierdută și leopardul a primit ca trofeu un câine domestic mare. De obicei, leoparzii bătrâni sau cei mai slabi vânează animalele domestice care nu mai fac față vânătorii lor obișnuite asupra căprioarelor, antilopelor, mistreților și porcilor alergători. Cei doi de la urmă pot să le facă față și acestor prădători înrăiți. În acest video se pare că câinele la fel este unul destul de mare, însă pisica flămândă, rea și puternică face față cinei sale grele.
Mergem mai departe. În aceste imagini vedem cum un leopard nu prea mare, probabil că tânăr, se lămurește cu un câine. Vom lăsa cadrele date fără comentarii sau puteți să ne scrieți ale voastre mai jos. Câinii domestici care se află în spații închise sau îngrădite de obicei nu pot să se protejeze sau să fugă, așa că devin prăzile leoparzilor. Câinele se pare că a avut un mare noroc și singur a început să urmărească pisica sălbatică. După cum știți, leoparzii și jaguarii fac parte din aceeași familie și jaguarii iubesc să vâneze prada mai mare, cum ar fi câinii. Unul dintre ei a fost prins pe cameră. El deja își capturase prada și o sufoca, încercând să o ducă într-un loc mai discret și să înceapă cina. Dar se pare că și câinele nu-i prea mic, iar prădătorul se oprește să se odihnească. Prădătorul atacă în plină stradă. Câinele probabil era unul fără adăpost. Uneori câinii de casă au noroc, ori oamenii ieșeau afară și alungau prădătorul, ori înșiși pisicile nu puteau duce prada peste gard, fiindcă le speriau circumstanțele. Dar iată că câinii vagabonzi nu au nicio șansă. Haideți să ne uităm la ultimele imagini cu un câine domestic care a avut un mare noroc. De data asta, prădătorul ezită să atace. Câinele poate că nici nu-și dă seama ce fiară periculoasă stă în fața lui. Încearcă chiar să se și apropie de ea. Într-un final, leopardul a fugit și câinele a rămas teafăr. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă vă plac acest gen de episoade. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!